Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi, voi prezenta câteva funcții ale Excel. Și anume, cum să adăugați în Excel un tabel, cum să calculați suma și media de pe o coloană sau de pe o linie. Haideți să accesăm Excel-ul. Am deschis Excel-ul, o filă nouă. Inserez un tabel. De unde inserez un tabel? Din partea superioară a ecranului, din meniul Insert sau Inserare, dacă l-aveți în limba română. Fac clic pe Insert și apoi selectez din stânga Table sau Tabel, dacă aveți versiunea în limba română. După care, odată dat click pe Table, îmi apare o căsuță nouă și îmi cere să definez căsuțele pe care să le cuprindă tabelul. Fie o pot face manual introducând aici datele căsuțelor, fie pot da click pe această gețică din dreapta și selectez efectiv căsuțele din foaia mea. Iată, eu am selectat de la A1, B1 până la A6, B6. Merg din nou cu click pe acea săgețică și apăs OK. Și iată a apărut tabelul meu. Coloana 1, coloana 2 automat pe primul rând. Aici voi scrie clasa și număr elevi. Clasa 5 -a clasa 6, clasa 7, clasa 8, apoi voi pune aici suma sau total, total număr elevi, media numărului de elevi, media numărului de elevi de la toate clasele. Pot să măresc aici pentru a încăpea tot. Bun, și punem la clasa 5 -a. Să zicem că avem o clasă de 5 a 5 care are 24 de elevi. Clasa 6 -a are 22 de elevi. Clasa 7 -a, 21. Clasa 8 25. Total elevi. Aici avem de făcut suma și avem mai multe variante prin care putem calcula suma. Cea mai simplă este mergând în meniul Superior la Formulas, facem clic pe Formulas și avem în stânga Autosum. Făcând click pe Autosum, iată, îmi calculează automat suma de pe căsuțele de pe rândurile superioare acestea. Pentru medie. Acum, aici la medie, deoarece am suma deasupra, dacă o să merg din nou cu opțiunea automată, o să-mi ia și căsuța totalului, căsuța sumei. Așa că de obicei este de preferat să evităm să mergem cu formula automată, ci putem face în felul următor. Scriem egal average, average în limba română, iar apoi deschidem paranteza și selectăm cu ajutorul mouse-ului, cu click stânga, căsuțele ale căror medie vrem să le calculăm. Și am selectat de la B2 până la B5. Închid paranteza și apăs Enter. Și iată mi-a calculat media numărul de elevi la clasă, 23. Dacă nu aveam aici suma, haideți să vă arăt întâi ce s-ar fi întâmplat dacă făceam cu opțiunea automat. Șterg valoarea de aici, merg la Formulas și în loc de autosumă aici, ar fi trebuit să dau click pe Average. Am selectat Average sau Media. Și iată, mi-a calculat media, acum el mi-a recunoscut automat, de la B2 la, la, B6 pentru că o calculasem eu mai devreme. Dar de obicei este bine să evităm acest, acest lucru. O altă variantă prin care putem calcula suma și aici o putem face, dacă nu vrem să mergem la meniu cu formulas, putem scrie egal cu sum, iar apoi în paranteză, deschidem paranteza și fie selectăm căsuțele pe care vrem, ale căror ale cărei sume vrem să o calculăm, de exemplu, putem să selectăm decât două căsuțe. Și atunci îmi calculează doar suma acestor două căsuțe. Închid paranteza, tasta Enter. La fel și la medie. Pot să calculez media decât, de exemplu, dacă aveam mai multe clase de a 5 -a sau dacă avem aici, de exemplu, mai introduc o coloană, măresc tabelul trăgând de această săgețică din dreapta jos și pun aici număr porții. Și aveam, să spunem, 20, 18, 19, 21, 2, aici e totalul. La total, vă spuneam, pot să calculez, de exemplu, selectând anumite căsuțe. Și anume, pun egal cu sum, apoi deschid paranteza și selectez căsuțele pe care le doresc eu. Selectez o căsuță, apăs punct și virgulă selectez următoarea căsuță, punct și virgulă, selectez următoarea căsuță. Închid paranteza, egal. Și mi-a calculat suma celor căsuțe. La fel și la medii. Egal, average, average, deschid paranteza, selectez o căsuță, punct și virgulă, selectez următoarea căsuță, punct și virgulă, selectez următoarea căsuță, închid paranteza, apăs Enter. Sau vă spuneam, există și acea funcție automată de la Formulas de unde avem autosum, nu selectăm autosum, dăm click pe سجistica de sub ea, average. Și astfel mi-a calculat media. Dacă vrem să aflăm care e cea mai mare valoare de pe acea coloană, spre exemplu, tot de la Formulas, de la autosum, avem max. Și mi-a luat valoarea maximă. Iată de deasupra care era 66 totalul. La fel, tot de la formulas, dacă vrem să aflăm minimul, formulas, autosum, min. Și mi-a luat valoarea minimă de pe coloană care era 18. La fel se procedează și pe rând. Dacă vrem să calculăm suma de pe cele două coloane aflate în stânga acesteia, pe rândul acesta, la fel, formulas, autosum, enter. Și iată, mi-a calculat suma. Și iată, automat aici prin opțiunile automate, mi-a calculat pe toate rândurile. Pot să dau andu, să rămân doar cu această valoare. Bine, dragilor, eu sper că vă va fi util acest tutorial. Veți reuși să inserați tabele, să calculați suma și media pe coloane și linii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc multă sănătate și succes!